Bărbatul care a accidentat grav un bătrân pe trecerea de pietoni s-a predat poliției. După ce a provocat un cumplit accident în Năvodar și apoi a fugit fără a-i păsa de victima care se zbătea între viață și moarte, inconștientul șofer riscă să ajungă din nou în spatele gratiilor. Bărbatul nu este un străin pentru polițiști, fiind închis pentru furt, tâlhărie și conducere fără permis. Chiar dacă a fost eliberat abia la începutul acestui an, cel care a provocat accidentul nu a arătat niciun fel de remușcări. S-a urcat la volan fără să aibă permis și nu a arătat nicio clipă intenția de a frâna înainte de a ajunge în apropierea trecerii de pietoni. Victima șoferului inconștient se află în continuare la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean de Urgență Constanța, în comă profundă. Bărbatul care a provocat accidentul a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, propunere aprobată de judecători. Acesta este cercetat pentru vătămare corporală, conducerea unui autovehicul fără permis și părăsirea locului accidentului.